Sunteți gata? Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, presa. Vin să fac un anunț foarte important din punctul de vedere a platformei DA. Avem azi o mică victorie, importantă pentru, bănuiesc eu, foarte mulți agricultori, importantă pentru platforma DA. În cadrul Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, azi a fost discutat proiectul de modificare a legii numărul 276 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediul rural, proiectul guvernamental ca atare, proiectul pentru a doua lectură, care urmează să fie discutat la următoarea ședință plenară, și mă bucur foarte mult că a fost adoptat amendamentul fracțiunii Platforma DA, prezentat de mine, care schimbă esențial situația cu finanțarea Fondului de Dezvoltare a Agriculturii sau, mai simplu de vorbit, Fondul de Subvenționare. Cunoașteți că Platforma DA de mult a propus ideea că cel puțin 3% din cheltuielile bugetare să fie anual alocate pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural. Noi am venit și cu un proiect de lege, dar am profitat de ocazia că este acest proiect și am propus amendamentul și azi am fost convingător. Mă bucur foarte mult că cu 6 voturi pro și 2 împotriva, acest amendament a fost acceptat de Comisia pentru Agricultură, comisia sesizată în fond. Asta înseamnă că acest proiect de lege cu acest amendament merge pentru votare în plen și sper foarte mult că în plen legea în formă propusă de comisia va fi susținută, ceea ce înseamnă că începând cu anul 2021, în bugetul de stat urmează să fie alocate resursele financiare în această proporție numai puțin de 3% din cheltuielile bugetare. Ce înseamnă acest lucru pentru agricultori în mod practic? Dacă modelăm situația cu cheltuieli bugetare pentru anul 2020, când avem cheltuieli de 53 de miliarde de lei, asta înseamnă că dacă eram noi în anul 2020, noi nu știm care o să fie bugetul pentru 2021, dar dacă eram în 2020, cu 53 de miliarde de lei, cheltuieli bugetare, fondul de subvenționare ar trebui să fie numai puțin de aproape 1 miliard 600 de milioane de lei. Este o creștere cu 50%, mai mult de 50% a fondului de subvenționare pentru agricultori. Nu cred că cheltuielile bugetare va fi mai mare diferență dintre cheltuielile bugetare pentru 2021 și 2020. Și dacă această modificare rămâne votată în plen, este o mare pas înainte pentru sectorul agrar, agroindustrial, despre care noi vorbim că este prioritar. Apare acest element foarte important de predictibilitate. Și asta înseamnă că la anul noi vom avea creștere substanțială a fondului de subvenționare, ceea ce este extrem de important în contextul când numărul de măsuri este în creștere, numărul de datorii care trece de la an la an tot este în mare creștere și iată avem 500 de miliarde de lei datorii de anul 2019, dar acest fond nu este elastic, nu a fost modificat timp de 3 ani, noi tot adăugăm și adăugăm niște măsuri, tot mai mulți și mai mulți agricultori depun cereri, dar fondul nu se crește, nu se extinde și era o mare, mare problemă. Noi am ieșit cu mai multe modificări și în cadrul rectificării bugetului, n-am fost auziți atunci, am fost respinse propunerile noastre. Iată că perseverența noastră, poziția fermă, consecvența noastră, într-un fel au dat roade și am făcut azi un pas foarte important. Repet încă o dată,
Dacă modelăm situația pentru 2020, fondul de subvenționare la anul trebuia să fie aproape 1 miliard 600 de milioane. Creșterea cu 600 de milioane pentru fermieri. Mă bucur foarte mult, țin să exprim mulțumiri tuturor deputaților din toate fracțiunile, grupurile care sunt acum în Parlament, cu excepția socialiștilor care au votat acest amendament. Și este pe fondalul unui an agricol foarte complicat pentru sectorul agrar, este o noutate, un pic îmbucurătoare. Și îndemn pe toți colegii mei, pe toți 101 de deputați, să susțină acest proiect de lege cu amendamentul adoptat azi la următoarea ședință plenară. Încă o dată am demonstrat că agricultura este una din prioritățile pentru platforma DA. Am înaintat acest amendament din numele platformei DA și în continuare vom pleda pentru condițiile propice, condițiile cele mai bune pentru agricultori, pentru satele noastre, că veșnicie s-au născut în sat. Și zonele rurale sunt nedreptățite, agricultorii sunt nedreptățiți, agricultura mulți ani a fost cenușăreasă și noi trebuie să avem aici progres, mai ales în contextul pandemiei, în contextul că toți spun că trebuie să fie acest lucru prioritar, că trebuie de creat locurile de muncă la sate, că trebuie de salvat satele. Iată, noi arătăm că nu doar prin vorbe, dar prin măsuri, acțiuni concrete, susținem agricultorii, susținem fermierii, susținem zonele rurale. Îmi pare rău că n-am fost susținuți de deputații socialiști. Dar în rest, ceilalți deputați au fost solidari și cu asta eu termin, conchid, încă o dată exprim mulțumirea, gratitudinea în numele fracțiunii Platforma DA pentru toți cei deputați din Comisia Agrară care au susținut amendamentul platformei DA. Cu 600 de milioane de lei, dacă majorăm fondul de subvenționare, asta o să fie deja ceva palpabil, ceva foarte, foarte semnificativ și important pentru dezvoltarea sectorului agrar. Păcat că pierdem anul 2020, această modificare va intra în vigoare din 2021. Repet încă o dată, fondul de dezvoltare în agricultură urmează să fie finanțat în proporție de numai puțin de 3% din cheltuieli bugetare. Și așa a mers Uniunea Europeană, merge și până acum, 30% din bugetul Uniunii Europene este destinat agriculturii și această regulă s-a pornit încă de anii 80, acolo tot este proporția, că tot 0,3% din TVA și toate taxele vamale la import-export se duc pentru susținerea agriculturii, noi, într-un fel, mergem în pas cu Uniunea Europeană. Desigur că suntem foarte departe de 10 de miliarde de euro care sunt alocate pentru sectorul agroindustrial acolo, dar important că să începem să parcurgem această cale. Este o zi foarte bună și foarte mult sper că deputații din toate fracțiunile, grupuri parlamentare vor sprijini acest proiect de lege la următoarea ședință plenară și rog pe toți agricultorii să fie cu ochii pe deputați și să vadă cine și cum votează. Noi, cei de la platformă, da, vom rămâne în avantgardul promovării intereselor fermierilor. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi cât mai frumoasă!